Slăvit să fie Domnul cetatea noastră, o cetate tare și puternică, binecuvântat să fie numele Lui. Voi, să ne ridicăm înaintea Domnului și deschidem scripturile în 2 Împărați, capitolul 22 și vom citi de la versetul 1 în continuare cuvântul lui Dumnezeu pentru această seară. Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fată lui Adaia din Boțcat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a bătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. În anul al 18-lea al împăratului Iosia, împăratul a trimis în casa Domnului pe Șafan, logofătul fiului Ațalia, fiului Mesulam. El a zis, Suie-te la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul adus în casa Domnului pe care l-au primit de la popor cei ce păzesc pragul să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor însărcinați cu lucrarea în casa Domnului și să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor casei Domnului, anume dulgerilor, zidarilor și pietrarilor, pentru cumpărăturile de lemn și de pietre cioplite trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei. Dar să nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit. Atunci marele preot i a zis lui Șafan Logofătul, am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilkia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Apoi logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis, slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Șafan logofătul a mai spus împăratului, preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfârșiat hainele. Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahikam, fiului Șafan, lui Acbor, fiului Mica, lui Șafan Logofătul și lui Asaia, slujitorul împăratului. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit. Căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acestea și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Preotul Hilchia, Hicam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Ticva, fiul lui Harhas, păzitorul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce au vorbit, el a zis, Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Spuneți omului care va trimis la mine. Așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri asupra locului acestuia. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâi altor Dumnezei mânindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda care va trimis să întrebați pe Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui care vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, de aceea iată, te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău, și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Ei au dus împăratului răspunsul acesta: Amen. Vă invit să vă reașezați. Cartea legii a ajuns o piesă de muzeu aruncată în praful camerelor încuiate ale Templului. Probabil era undeva ascunsă, cum aveau evreii obicei. Să o ascundă printre pietrele cioplite, considerând, așa cum consideră, din păcate, unii creștini din zilele noastre, care dacă își pun o cruce în mașină, o să-i păzească. Așa au crezut evrei că dacă vor pune e, sulurile acelea de carte, le pun în pereții casei, le, le pun în tocul de la ușă, o să-i păzească și o să le meargă bine. Au folosit-o doar ca pe un amulet, ca pe ceva care să fie purtătoare de noroc. Nimeni nu mai știa ce este. Au găsit cartea legii și s-au întrebat ce e asta. Nu știau ce este. Nu știau unde este. Dacă întrebai pe cineva unde e cartea legii, nimeni nu știa. Dacă întrebai de ce este această carte, nimeni n-avea habar. Templul a devenit un loc al religiei, al ecumenismului. În locul acela și-au găsit spațiu tot felul de religii, tot felul de păcă, păcate și păcătoși, tot felul de preoți, tot felul de religii. Bali, Astarteele, Sodomiții erau în casa lui Dumnezeu, își aveau locul lor. Numai pentru Biblie nu mai era loc, și pentru preoții lui Dumnezeu nu se mai găsea loc. Națiunea a ajuns la cel mai josnic nivel, la cel mai mare declin moral și spiritual la care a ajuns vreodată. Au fost peste 50 de ani. Unul dintre cei mai răi oameni cei mai răi împărați din Iuda, Manase a domnit 52 de ani. Omul acesta a fost cel mai rău posibil. Omul acesta a adus într-o apostazie, într-o lepădare de credință, într-o lepădare, într-o depravare totală a națiunii, astfel încât oamenii nici măcar nu mai știau ce e Biblia. Vă dați seama, 50 și ceva de ani. În locul lui apoi a domnit fiul său, alți doi ani. Și iată că se naște un copil, Iosia, la vârsta de 8 ani, rămâne orfan. Moare tatăl lui, care era a domnit doar 2 ani. Copil fiind, el trebuie să aibă un tutore, un tutor, și așa a fost, așa probabil a făcut Dumnezeu să fie un preot, un tutor pentru el. A ajuns să împlinească 18 ani la 18 ani, probabil fascinat și el de istorie, citește în cărți, probabil îi povestesc despre bunici, despre străbunici, află despre David, un strămoș mai de departe, află că a fost un om pasionat de casa lui Dumnezeu, deși casa lui Dumnezeu era doar o baracă, un cort. Află că îi plăcea legea lui Dumnezeu, că pentru el cartea legii era cel mai important lucru, obiect, cea mai mare comoară din viața lui și își pune și el întrebări probabil. Avea un străbunic, așa cum am spus, numit Ezechia. Și Ezechia l-a căutat pe Dumnezeu, dar fiul său, fiul lui Ezechia, Manase, s-a depărtat cu totul de Dumnezeu și 52 de ani a făcut tot posibilul ca despre Dumnezeu și despre casa lui Dumnezeu și despre cuvântul lui Dumnezeu să nu se mai audă. Și așa ajunge acest copil, ajunge rece. Și crește cu o dorință în inimă, o dorință care prinde contur la vârsta de 18 ani. Tânărul acesta ia o decizie, vrea să-l slujească pe Dumnezeu, vrea să meargă în casa lui Dumnezeu, să se închine. Numai că atunci când merge în casa lui Dumnezeu, vede cu stupoare că ușa e închisă și pune întrebări, dar ce s-a întâmplat? Nimeni nu mai slujește aici. Au plecat toți. N-au adus zecială, nu sunt preoți, nu se face slujbă, ușa este încuiată. Vreau să mă închin lui Dumnezeu. Trebuie să restaurăm închinarea. Trebuie să restaurăm templu. Și atunci el spune, dă un ordin, ministrului său și spune strângeți banii de care e nevoie, dăm subvenții și de la rege, dăm tot ce trebuie, dar trebuie cât de repede posibil restaurată casa lui Dumnezeu. Și iată că începe această restaurare a templului. Începe să se facă curățenie. Să se dea păianjenii la o parte, praful la o parte. Și undeva prin praful acela, undeva prin mobilier, undeva nu se știe cum, zăcea aruncată această carte, acest sul de carte. Imediat oamenii vin și spun, s-a găsit ceva, nu știm. Nu știm ce scrie aici. De aceea vine logofătul, cărturarul. Citește această carte, se îngrojește, o dă mai departe ministrului, ministrul o duce înaintea împăratului, împăratul citește și el cartea, și citirea acelei cărți îl îngrozește. Și-a sfârșit hainele, a plâns, s-a smerit și a dat seama de o cruntă realitate pe care, din păcat, o trăim și noi. Că avea în mâini, avea în fața sa o carte specială. Avea ceea ce era pe vremea de atunci, cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, Pentateuhul, cele cinci cărți, și a sfârșit hainele pentru că probabil ultimele cuvinte din această carte, ultimele capitole de Deuteronom, vorbesc despre, pe de o parte, binecuvântările rostite de pe un munte, cu un șir lung, lung de tot, de binecuvântări. Și toate erau cu referire la această carte. Dacă păzești poruncile scrise în cartea asta, dacă vei păzi și vei împlini cuvintele cărții, vei fi binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Dar dacă nu vei păzi cuvintele acestei cărți, vei fi blestemat și urmează toate blestemele posibile. Și împăratul n-are nevoie de teologie, n-are nevoie de alte predici, n-are nevoie de explicații, n-are nevoie de nimic altceva. El își dă seama și recunoaște o realitate. Noi nu am împlinit Scriptura, noi suntem departe de Dumnezeu și merităm pe deplin soarta, să fim blestemați, să fim lepădați de Dumnezeu. De aceea împăratul acesta ia o decizie deosebită. De aceea împăratul acesta se îngrozește când citește această carte. Și de aceea aș vrea în această seară, acest cuvânt al lui Dumnezeu, această uh, istorisire a regilor lui Israel, să fie și pentru noi o lecție de viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așadar, când a ieșit la lumină cartea asta legii, au ieșit la lumină câteva adevăruri care sunt strict legate și de noi, și de mine, și de tine. De aceea e important ca să înțelegem aceste adevăruri. Putem citi în Deuteronom, capitolul 17, câteva versete. Versetele 18, 19, 20. Vreau să le citesc pentru ca să ne dăm seama ce a înțeles Împăratul și ce trebuie să înțelegem noi vis-a-vis -vis de Cartea Legii lui Dumnezeu. Deuteronomul, capitolul 17, începem cu versetul 18. E vorba despre Împărat. Când se va așeza pe scaunul de Domnie al Împărăției Lui, să scrie pentru El într-o carte o copie a acestei legi pe care s-o ia de la preoții din neamul levicilor. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea. Pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui, și să nu se abată de la ce acestea nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui, în mijlocul lui Israel. Amin. Lege pentru Împărat. El citește asta. Sunt cinci lucruri pe care trebuie să le înțelegem cu privire la Biblie, care erau cu strictă referire la Împărat. Și cred că sunt cu strictă referire și la noi. În primul rând, această carte trebuia să fie în posesia Împăratului. Când se va așeza Împăratul pe scaunul de domnie al împărăției lui, trebuie să scrie într-o carte pentru el, să o aibă. Împăratul a spus, da, eu nici măcar n-am avut-o niciodată. Nici nu știu cum arată. Întrebarea mea este, poate ar trebui asta să vă pun să ridicați Bibliile, cei care le aveți cu voi. Vreți să facem exercițiul? Hai, ridicați Biblia, cine are la el? Biblia, asta, nu telefonul. Da? Domnul, să vă bine Cei care n-au Bibliile, le putem da. Dăm și gratis, sunt acele mai economice, avem provizii suficiente. Dar prima poruncă, dacă vreți, pentru împărat era să aibă pentru el. Și împăratul și-a dat seama. Eu nu am avut această carte. Și au trecut atâția ani. Aveam 8 ani, au trecut 10 ani și eu n-aveam măcar habar că există o așa, o așa carte. Și noi trăim într-o generație în care. Mulți își spun creștini, dar n-au citit niciodată Biblia. N-au avut niciodată și n-au Biblia. Și cel mai trist ca toate este că, din păcate, Biserica Ortodoxă, de exemplu, nu permite membrilor ei să citească Biblia. Este interzis. Știți de ce? Ei spun așa. Dacă o citești, te rătăcești. N-ai voie să o citești. O săruți, te duci la preot să-l întrebi și preotul să-ți o tălmăcească. Tu n-ai făcut școală, n-ai habar, el le știe pe toate. Tu n-ai voie să citești Biblia, că te smintești. Te rătăcești, că de-aia se pocăiesc oamenii. Că citesc Biblia și văd că în Biblie scrie una și în biserică e alta. Când în Biblie scrie una și în familie e cu totul altceva. Când în Biblie scrie ceva și în națiune, în țară, e cu totul altceva. Deși noi spunem, suntem țară creștină. Cea mai mare reformă trăită de-a lungul istoriei a fost reforma lui Luther și reforma lui Luther a pornit tocmai de la această carte, care la acea vreme, la fel biserică, am catolică, nici ei nu sunt mai buni, au făcut exact același lucru. Biblia trebuie închisă pentru oameni. Biblia era doar în limba latină, slujbele se țineau în limba latină, oamenii vinau la biserică, nu înțelegeau nimic, pentru că nu conta asta. Conta că preotul are, haine, ne zici ceva, bine cuvintează, aduceți banii și în rest nu contează nimic. Ei Luther, profesor de teologie fiind, când a citit Biblia, când s-a pus pe citit Biblia, când uitându-se în Biblie și uitându-se în biserică, a văzut că sunt lucruri complet diferite, două noțiuni total diferite, a spus nu se poate asta. Biblia trebuie să fie singura autoritate. Sola Scriptura. O Biblia are mai mare autoritate decât are Papa. Biblia are mai mare autoritate decât are păstorul sau comitetul sau vreo oricare altă organizație. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Ea este singura normă de viață și de credință pentru noi credincioși. Și de aceea Luther a făcut ceva extraordinar. A tradus Biblia în limba germană, în limba vorbită de el. A pus Biblia în mâna poporului. Apoi focul reformei s-a întins cu Ian Hus, cu Calvin, cu, aici în, în Italia cu uh, Pietro Valdo, Valdezi și așa mai departe. Și a ajuns și la noi în România. Și încet încet Biblia a fost tradusă, pentru că Biblia deține multe recorduri și unul dintre care este cea mai citită carte din Biblie, cea mai tradusă, cea mai tipărită, în cele mai multe exemplare, pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Dar împăratul acesta nu avea cartea. El trebuia să fie în posesie acestei cărți, dar nu era. În al doilea rând, nu doar să o aibă. Biblia nu ți ajută la nimic dacă o ai la tine, o pui în buzunar, o pui în poșet, o pui în mașină, o ții acolo undeva într-un sertar, ci Biblia aceasta trebuie citită. Și nu oricum. Revin la versetul acesta. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui. Să o aibă și să o citească. De aceea noi avem un plan de citire a Bibliei, un grup de citire a Bibliei, mulți sunt deranjați iar cu versete, iar cu capitole de citit. Noi nu realizăm că în momentul în care fugim de Biblie, fugim de binecuvântare, fugim de Dumnezeu. Când citești Biblia, te apropii de Dumnezeu, te apropii de binecuvântările Lui, te apropii de Harul Lui, te apropii de Duhul Lui, te apropii de Cel care a scris această carte specială. Această carte trebuia citită de împărat și el își fâșie hainele efectiv pentru că el n-a citit-o niciodată. A ajuns la vârsta asta când, pentru prima dată în viața lui, el care trebuia să o citească în toate zilele vieții lui, iată că ajunge că n-a citit-o niciodată. De aceea noi vrem să învățăm pe copii să citească Biblia. De aceea folosim orice mijloc, orice metodă. Unora le place, altora nu, ne pasă mai puțin. La școala duminicală vrem să-i obișnuim pe copii să citească Biblia, concursul biblic, talentul negoț, memorare scripturii, picurul din faguri și orice ar fi și orice metodă este binevenită pentru a-i face pe copii, pentru a-i motiva pe copii să citească Biblia. Pentru că Dumnezeu ne-a dat această carte să o avem și să o citim. Și pentru că suntem la început de an, suntem încă în timp să avem un plan de citire a Bibliei. Să o aibă și să o citească în toate zilele vieții lui. Să nu treacă nici o zi fără să ai măcar un capitol din Biblie citit. În al treilea rând, această carte trebuia crezută. Când te apropii de Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu, nu doar o citești ca pe o poveste, ca pe ceva care Potolește sete asta a curiozității, dar această carte trebuie să fie crezută. Când aproape trebuie să realizezi că Dumnezeu este cel care îți vorbește, Dumnezeu este cel care stă de vorbă cu tine prin această carte. Este o carte specială. Nu o citești ca pe un roman, nu o citești ca pe un cod de legi. Biblia aceasta nu a fost dată ca noi să avem un obiect de studiu, ca teologii să aibă un obiect de studiu, noi să predicăm din ea, noi să ne dăm și noi cu părerea. Cartea aceasta a fost dată ca să fie crezută, ea fiind cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie pusă la inima. Și mai vreau să mai citim un verset frumos, important. A vrea să-l facem motoul vieții noastre, Iosua 1 cu 8. Cei care sunt la ucenicie în școala lui Isus deja au ajuns să-l memoreze. Cartea aceasta a legii. Cartea aceasta a legii. Să nu se depărteze de gura ta. Cugetă. Meditează, gândește-te. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei zbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Meditația, cugetarea, ferice de cel ce cugetă zi și noapte la legea Domnului. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. El își dă rodul la vremea lui. De ce? Pentru că meditează, cugetă, se gândește. Dimineața, cum spuneam, nu de mult, dă i primul gândului Dumnezeu, gândește-te, pune-l la, la inimă cuvântul lui Dumnezeu și pornește cu un gând din Scriptură. Pornește cu un cuvânt de la Dumnezeu. Gândește-te pe parcursul zilei. Lasă-l pe Dumnezeu să-ți vorbească. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Gândește-te la cuvântul lui Dumnezeu. Sunt atâtea versete, dar nu vreau doar versete, vreau în această seară să putem pune la inimă acest cuvânt și să-l facem din el cartea de căpătâi, să fie într-adevăr și pentru noi cartea cărților. Cea mai importantă carte. Apoi această carte trebuia împlinită. Ce spunea aici, va trebui să o aibă cu el, să o citească, ca să învețe, să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea să împlinească. Biblia nu ne este dată ca noi să o predicăm. Biblia nu ne este dată ca sursă de inspirație pentru cântări și poezii sau predici. Biblia nu ne este dată pentru informații. Biblia nu este dată pentru curioși ca să scruteze orizontul istoriei și să spună, acum se întâmplă asta, mâine se întâmplă asta și dăm și noi cu banul. Ce o mai fi anul acesta? Biblia este dată ca noi prin ea să ne apropiem de Dumnezeu și să o împlinim. Dar, din păcate, cei mai mulți citesc Scriptura și Biblia doar ca să cunoască ceva, să lărgească orizontul cunoștințelor lor. Biblia nu este dată doar să fie cunoscută, ci trebuie mai presus de toate să fie împlinită. Iosua 1 cu 8, căutând să faci tot ce este scris în ea. De aceea împăratul se îngrozește, pentru că el n-avea cartea, nu avea efectiv, n-a citit-o niciodată, dacă nu o ai și dacă nu o citești de credință, N-ai ce să vorbești, pentru că credința vine în urma auzirii. Ea nu vine din strămoși. Credința nu vine la naștere. Credința nu vine la botez când te bagă în apă. Credința vine în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu. Ori dacă nu auzi Cuvântul lui Dumnezeu, ori dacă n-ai nicio relație cu Cuvântul lui Dumnezeu, de unde credința? De aceea e plină lumea de credință false, pentru că oamenii se iau după ce spune unul și altul, pentru că nu citesc Biblia. N-au la bază cuvântul lui Dumnezeu. Așează temelia vieții lor pe alte și alte lucruri, pe alte învățători și pe alte dogme și doctrine și pe tot ce vrem noi. Pe lângă Biblie au mai pus tradiții, au mai pus vedenii, au mai pus nu știu ce au mai pus. Să în această seară vreau să ne putem lua angajamentul înaintea lui Dumnezeu la baza vieții noastre să punem Biblia și doar Biblia. Doamne ajută-ne! Sola Scriptura. Această carte trebuia să fie împlinită la nivelul închinării. S-a îngrozit împăratul. Pentru că prima poruncă din cartea aceasta a legii era Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezeu afară de mine să nu te închini, să nu le slujești lor. Prima poruncă este legată de relația cu Dumnezeu, de închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și a dat seama împăratul, ne închinăm oricui, ne închinăm la orice, soarelui, stelelor, zodiilor și a tuturor și a tuturor lucru și sfinți și sfințișori, numai lui Dumnezeu nu. Și observați că în vremea noastră în care trăim exact același lucru, istoria se repetă ne închinăm lui Dumnezeu, dar tot e bună și Sfântă Maria să ne mai închinăm și un sfânt, și sfânt după sfânt și oamenii se gândesc ce Sfinți să mai adauge în calendar ca să se roage, ce sfânt și iarăși avem o nouă listă cu sfinți și oameni care trebuie să fie sfințiți și așezați. Ori noi trebuie să ne închinăm numai și numai lui Dumnezeu. Așa a pătruns idolatria în Israel. Și o să ajungem acolo să citim câteva lucruri. La nivelul slujirii, la nivelul trăirii personale, erau departe, cu totul departe. Biblia avea multe porunci. Biblia avea porunci sociale, legate de plata salariului, de plata angajatului, legate de, de dreptate, legate de adevăr, legate de multe, multe, multe lucruri și... Cartea asta a legii privea toate aspectele, toate domeniile vieții. Avea legi sanitare, avea legi sociale, avea legi morale. Tot felul de legi și porunci erau în cartea legii. Și toate trebuiau împlinite. Dar împăratul când a citit acolo și s-a uitat în țara lui, a spus, noi suntem departe. Noi suntem departe. Noi nu împlinim nimic la nivelul familiei. Erau reguli pentru familie. Nu te puteai căsători oricum, cu oricine, oricând. Erau reguli. La nivelul societății erau porunci stricte. Și-a dat seama împăratul, el ca împărat avea o lege specială pentru împărat. Deuteronomul 17, lege pentru împărat. Și se uită, eu când am împlinit legea asta, că nici n-am auzit vreodată, că în cartea asta legii, este o lege specială pentru mine. Nu și-a dat seama că în cartea asta scrie ceva despre tineri, despre căsătorii, despre necăsătorii, despre familiști, despre părinți, despre soț, despre soții, despre preoți, despre orice domeniu al vieții, scrie în cartea asta. Dar oamenii nici măcar n-au fost interesați, nici măcar n-au auzit. Și de aceea împăratul își sfârșie hainele, realizând cât de departe este de cuvântul lui Dumnezeu. Și cât de departe este națiunea în care trăiește. Dar, în al cincilea rând, această carte trebuia apoi păstrată și transmisă mai departe următoarelor generații. El, ca împărat, trebuia să aibă o inimă aleasă ca mai departe să transmită Cuvântul lui Dumnezeu. Urmând, spuneau frumos acele versete, ca să aibă multe zile în împărăția lui, El, și copiii lui. De aceea noi citim de multe ori la Binecuvântări Deuteronom, capitolul 6, în care e scris, vezi, îți dau legile astea, îți dau poruncile astea a Israel. Nu te juca cu ele. Vorbește de ele cu copiii tăi, când stai la masă, când pleci din casă, când te întorci acasă, când ești în călătorie, oriunde și oricând, cuvintele astea, vorbește cu ele, vorbește despre ele, învață-l pe copil, implementează, pune în mintea copiilor tăi, vezi cuvântul acesta, pune-l în mintea copiilor tăi. Ei vor lua deciziile pe care le vor lua, dar ca părinte tu ai responsabilitatea să sădești în inima copiilor tăi cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, Cartea Legii. Și a dat seama împăratul că el n-a făcut asta. De deci aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze în această seară să putem avea și noi această inimă mișcată. I s-a mișcat inima. S-a întâmplat ceva în lui și a dat seama cât de departe este El ca împărat, cât de departe este El ca om de cuvântul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu. Biblia este o carte specială pentru că are un autor special, este scrisă de un autor special, Dumnezeu. Ea a fost scrisă pe o perioadă de circa 1500-1600 de ani vreo 40 de scriitori diferiți, diferiți ca pregătire, instruire, pregătiți ca rang social, începând de la regi, oameni deosebiți, până la cei mai simpli oameni. Este ca un tablou puzzle, noi acum am vorbit nu de mult despre nașterea Domnului. E ca un tablou puzzle cu mii și mii de bucăți, oamenii fiecare au făcut bucățica lor. Când le pui împreună, îți dai seama că există un tablou, un plan al lui Dumnezeu. Iar are un conținut special, planul lui Dumnezeu. În Biblie noi vedem planul lui Dumnezeu pentru omenire. Ea are un personaj special. Pe filele ei, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, noi îl vedem pe Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ea îl privește pe el. Tot Vechiul Testament pregătește, anticipează, profețește, totul este scris despre el, iar Noul Testament îl arată, arată împlinirea Vechiului Testament, ce s-a întâmplat și ne așteaptă și ne spune ce ne așteaptă în perioada următoare. Noi îl așteptăm pe Domnul Isus să vină și el este gata să vină. Și cartea asta vorbește despre acest plan al lui Dumnezeu pentru noi. Iar are un personal special, este o carte specială pentru care are un scop special. Repet, scopul ei nu ca noi să aflăm, nu e ca noi să cunoaștem, nu ca noi doar să știm, ci scopul este mântuirea omului. Ea vizează acest scop. De aceea nu contează cât de mult cunoști Biblia, nu contează cât de mult știi Biblia. Dacă nu ești mântuit, nu ți ajută la absolut nimic. Cărturarii și farisei din vremea Domnului Isus Hristos cunoșteau foarte bine Biblia. Cartea legii, orice cărturar, o știa pe de rost. La ei să vezi talentul în Orice cărturar, orice levit care era cărturar, nu putea fi promovat dacă nu știa pe de rost în memorie. Iar are un mesaj special și mesajul acestei cărți Mie mi îmi place să o numesc această Biblia, îmi place să o numesc scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ce să aibă viață veșnică. În ea trebuie să vezi dragostea lui Dumnezeu, o dragoste care cheamă, o dragoste care invită, o dragoste care te așteaptă, o dragoste care rabdă. Și trebuie să vezi dragostea lui Dumnezeu. Biblia conține un mesaj special, dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Biblia este o carte specială pentru care destinatari speciali. Ea n-a fost scrisă pentru îngeri, ea n-a fost scrisă pentru alte planete, ea a fost scrisă pentru noi, oamenii pentru mine și pentru tine, oricine ai fi. Biblia este o carte pentru tine, este o scrisoare pentru tine. Și-a dat seama împăratul, această carte. Da, a fost scrisă cu câteva sute de ani în urmă, dar este pentru mine. În Biblie este scris și despre mine. În surul cărții este scris despre mine, își dă seama împăratul, uite, este o lege specială pentru mine, dar toate cuvintele cărții acestea mă privesc pe mine, îmi vorbesc mie. Nu e doar pentru ei, nu e doar pentru Iosua, ci e și pentru mine. Nu e doar pentru Iosia, ci e și pentru mine. Nu e doar pentru David, dar e și pentru mine. Nu e doar pentru Gamaliel sau pentru Nicodim sau pentru oricine altcineva, ci tot ce scrie în cartea asta e și pentru tine. Pentru că această carte a fost scrisă și pentru tine. Și dăm slavă lui Dumnezeu că a ajuns și în mâinile noastre. Pentru că tocmai ea este și pentru tine. Tocmai faci ce vrei. ține acolo pe un raft, ține-o în praf, dă-o deoparte. E alegerea ta. Decizia ta, dar eu vreau să-ți spun astăzi că această carte este și pentru tine. Și a pretinde o abordare specială. Este o carte specială care pretinde o abordare specială, o credință specială. Credința că Dumnezeu îți vorbește prin această carte. O abordare specială pentru că ea pretinde o viață specială. Sunt multe lucruri legate de scrierea acestei cărți. Acum e simplă, e tipărită. Erau vremuri însă când cărturarii trebuiau să scrie cu cerneală, cu un toc, cu așa un fel de stilou pe pergamen. Se spune că acești cărturari nu puteau oricum să scrie cartea asta. Când începeau să scrie, scriau cât scriau, când terminau de scris sau când ajungeau, de exemplu, când ajungeau la cuvântul Dumnezeu, trebuiau să arunce Tocul acela vechi și să altul nou. Când terminau de scris, nu ziceau stai că mă duc puțin până să mănânc, mă duc până la baie, mă întorc înapoi. Nu, orice făcea, când se întorcea din nou să scrie, trebuia să se spele, să schimbe haine și așa începeau din nou să scrie. Așa erau ei avea un respect profund față de scriptură și față de orice cuvânt. În dreptul fiecărui cuvânt nu erau cuvinte așa la întâmplare. Ai că scrie, nu. Trebuiau să numere, să fie foarte, foarte precis, să numere toate literele, să nu o iotă, adică nici măcar o virgulă, nici cel mai mic semn de punctuație să nu lipsească. Erau responsabili de asta. Cu Biblia nu te joci că pui un cuvânt în plus, scoți altul, că nu-ți place. De aceea împăratul spune tot ce este scris în ea, pretindea o închinare specială, o abordare specială. Nu e, bine, e scris în Biblie, dar nu. Și-a dat seama împăratul că e o carte specială. De aceea în această seară mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare să luăm o atitudine specială față de această carte specială. Vreau în încheiere să mai citesc câteva din versetele care apar în capitolul următor. Le puteți citi acasă. Urmează o reformă. 23 cu 1, 2 regi, 23 cu 1. Împăratul Iosia a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului, apoi s-a suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, preoții, prorocii și tot poporul de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor, a citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestea scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. Împăratul a devenit predicator și a dat seama, am o responsabilitate. După mine vin atâția oameni. Dacă împăratul e rău, o națiune întreagă se prăbușește. Dacă împăratul e bun și e vlavios, o națiune se poate mântui. Ca tată, ai o mare responsabilitate. Dacă ești om serios, citești Biblia, o împlinești, o practici, o studiezi și apoi o transmiți mai departe, îți mântuiești familia. Dacă nu, și de aceea împăratul citește înaintea lor, împăratul devine predicator, împăratul devine exemplu, intră în legământ, nu doar citește cartea, își ia un angajament, o hotărâre. Spune, nu plec de aici până când nu fac un legământ, da, mă angajez îndatorându-mă, obligându-mă, nu cineva să te oblige, eu mă oblig pe mine însumi să păzesc toate poruncile acestea. Ce frumos ar fi la sfârșitul acestei slujbe să avem un timp de rugăciune, de închinare, un timp al legământului. Să te îndatorezi, să păzești, să iubești această carte, să o prețuiești, să o citești, să meditezi, să o împlinești în toate zilele vieții tale. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Continui cu versetul 5 și apoi 7, voi citi tot versete care ne arată reforma a izgoni pe preoții idolilor puși de împărații lui Iuda să ardă tămâie pe înălțim în cetățile lui Iuda, în împrejurările Ierusalimului și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodilor și întregii oștiri a cerurilor. Versetul 7 a dărâmat casele sodomiților care erau în casa Domnului și unde femeile împleteau corturi pentru a startea. ea. Vă dați seama unde au ajuns ei? Sodomiții aveau camere în casa Domnului, în templu prostituția sacră se practica în templu. Asta însemna Bal și Astarteia. Când citiți Bal și Astarteia, asta trebuie să fie. Prostituție sacră. Versetul 9 și apoi mai departe. Am depărtat de la intrarea casei Domnului Caii, pe care împărații lui Iuda închinaseră soarelui, lângă odaia drigătorului Netanmele, care locuia în Mahala și ars în foc carele soarelui. Esetul 21 apoi, împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor, prăznuiți paștere în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum este scris în această carte a legământului. Pentru că mulți o făceau așa, după cum credeau ei. Doar un singur exemplu vă dau. Chivotul a fost luat de filisteni. Și chivotul oriunde era dus la filisteni, a fost pus în templu, le răsturnat toți idolii, oamenii din sat, toți cu cancer, toți cu probleme, îl duceau în alt sat și acolo dădea cancerul și în ei și filistenii s-au îngrozit. Chivotul ăsta ne aduce în mai blesteam și au spus ei, hai să scăpăm de el, că poate scăpăm de probleme au făcut un car nou de tot, cu vite, tinere, care n-au mai fost niciodată la jug, și au spus, hai să dăm un semn, și au văzut ei că totul s-a împlinit. Și așa a ajuns chivotul, după 20 de ani, a ajuns din nou în Israel. Și când a ajuns chivotul în Israel, toți bucuroși, David și el bucuros, toți bucuroși, vine chivotul. Dar pe când mergea chivotul pe drum, în carul acela nou de tot, Chivotul e gata să se răstoarne. Uza, întinde mâna și rămâne cu mâna așa, pentru că Domnul acolo îl omoară pe loc. Mare tulburare. Tavit se îngrozește, spune ce s-a întâmplat. El era bucuros că vine chivotul acasă, spunea, abia aștept, bucuros, cânta, se ruga, lăuda pe Domnul, dar acum spune, nu mulțumesc, așa chivot n-am nevoie. Nu cunoșteau Scriptura nu cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu. Dar printre ei era un om numit Obed Edom. Și Obed Edom, care cunoștea Scriptura, care știa ce să facă, a spus, nu e nicio problemă, aduceți chivotul la mine acasă. nu e nicio problemă. Numai să facem după cum este scris, că în Biblie este scris, în Cartea Legii este scris, cum să te porți cu chivotul, nu-l pui în car, ca așa s-au gândit filistenii. Nu-l pui să tragă boii de el, ca așa fac filistenii. Și noi trebuie să-l ducem după cum este scris. Chivotul trebuie dus pe umeri, de către preoți, de leviți, care se sfințesc, se curățesc, trebuie dus într-un anumit mod, într-un anumit fel, de anumiți oameni, nu de oricine, nu oricum, nu oricând. Și de aceea obede Domn face exact cum este scris. Și când face cum este scris, trei luni de zile stă chivotul la obede Domn acasă. David o trimite spionii. Bă, a dat cancer un obede Domn. Au murit toți din casa lui, i-a trăznit Dumnezeu pe acolo, nu a ars cumva, nu s-a întâmplat cum s-a întâmplat cu Uza. Împărate, nu. Știrile sunt tot mai bune. Casa lui e Obede, Domn, în înflorit de când e chivotul la casă, toate merg ca pe roate, e binecuvântat, ca niciodată în viața lui n-a avut Obede, dom atâtea binecuvântări. Nimeni nu-i binecuvântat ca el. Și începe să fie gelos, David. Vreau și eu. Dacă vrei, nu e nicio problemă, dar trebuie să faci cum e scris. Și de aceea ne spune în Scriptura aici, Paște că acestea nu se prăznuiseră din vremea când judecau judecătorul lui Israel și în tot timpul împăraților lui Israel. Mai mult, Iosie a stârpit pe cei ce chemau tuhurile, versetul 24, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idolii și toate urâciunile care se vedeau în țara lui Iuda și la Ierusalim, ca să împlinească astfel cuvintele legii scrise în cartea pe care o găsise preotul Hilchia în casa Domnului. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima și din tot sufletul și din toată puterea lui, în tocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el, n-a fost niciunul ca el. Noi vorbim de pocăință. Pocăința nu poate fi făcută decât după Scriptură. Întoarcere la Scriptură, înapoi la lege și la mărturie, altfel nu se vor mai vizorile pentru poporul acesta. De aceea e nevoie de o schimbare. Și schimbarea aceasta înseamnă pocăință, schimbarea mentalității, schimbarea gândirii și o schimbare, în primul rând, față de scriptură. Scriptura nu e o carte plictisitoare, neînțeleasă și hai să se termine mai repede, ci e secretul vieții tale, secretul mântuirii tale, secretul binecuvântării tale, secretul fericirii tale. Îl găsești în ea, pentru că doar, doar dacă vei face așa, vei fi fericit, vei avea succes. Nu dacă piciorul în această carte. E nevoie de o trezire și trezirea asta o face Duhul Sfânt. O mișcare a inimii, se mișcă inima în acest om când aude cuvintele acestea, când trebuie să ia o decizie și e nevoie de o reformă. Se face această reformă. Reforma se face după Scriptură, nu după ureche. Hai că am auzit eu că așa ar trebui Paștele, așa ar trebui făcut. Nu, ne uităm în Biblie. Cum este scris în Biblie că trebuie făcut Paștele? Așa îl facem. Nu cum am prins eu la mine în țară, nu cum am prins eu la mine în zonă, nu cum au făcut bunicii mei că uite bunicul lui ce a făcut, cel mai rău om. Nu trebuie să faci cum a făcut bunicul și bunica, trebuie să faci cum este scris în Biblie. Cum zice Scriptura, nu cum zice bunicul sau tata sau mama sau pastorul sau comitetul sau o biserică sau alta, totdeauna trebuie să raportezi totul la Scriptură și așa au făcut el în tocmai după toată legea lui Moise. E nevoie de schimbare, e nevoie de trezire, e nevoie de reformă. Și toate numai și numai cu Scriptura. Și Biblia trebuie să fie cartea noastră de căpătăi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Din mii și miliarde de volume, din tot ce oamenii au scris cândva, mai scumpă decât orice pe lume, e cartea vieții sfântă, Biblia. Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul, prin ea cunoaștem tot ce s-a făcut. În ea se oglindesc și viitorul și zecile de veacuri ce-au trecut. Prin ea vorbește Domnul omenirii și spune să se întoarcă din păcat. Din ea țâșnesc izvoarele iubirii și a sângelui ce ne-a răscumpărat. Ea nu e o carte ca și celelalte. Ea e cuvântul celui veșnic sfânt. E taina bucuriilor înalte ce a lăsat-o Domnul pe pământ. Și cartea asta plină de îndurare îmi spune mie că sunt păcătos, că eu eram sortit pentru pierzare, însă în locul meu mori Hristos o câtă pace, câtă fericire în cartea asta am găsit, oceane, mări și fluvii de iubire în sufletul meu gol au năvălit. Viața mea umplută de lumină și în pieptul meu un cer întreg a pus. M-a ridicat din pulbere și tina și mi-a îndreptat privirea spre Isus. Mi-a dat putere să-mi iau crucea în spate, mi-a dat ce alte cărți nu pot să-mi dea. Belșug de pace și de sănătate am câștigat mereu citind din ea. O carte sfântă, Biblie Divină, eu te ador și te iubesc mereu. Pe calea îngustă, tu ne ești lumina și pașii ne îndrepți spre Dumnezeu. Prin cartea asta poți primi iertarea. Și tu, ascultă sfatul ei iubit și viața ta va fi o binecuvântare așa cum nici măcar nu te-ai gândit. Și vei vedea că Domnul e iubirea și îl vei vedea lucrând în viața ta descătușa de poftă și de fire pe el cu bucurie îl vei urma. Deci nu respinge harul mântuirii. Nu refuza chemarea ce-o auzi. Întoarce-te din bezna rătăcirii și nu încerca de Domnul să te ascunzi căci soarele și luna vor dispare, se vor topi și ceruri și pământ, dar neclintit rămâne în picioare în veci de veci al Domnului Cuvânt. Amin.